Gazonul de pe Cluj Arena se prezintă în condiții optime. Ce s-a întâmplat pe Național Arena la meciul dintre România și Franța nu îi sperie pe responsabilii cu montarea gazonului pe noul stadion al Clujului, care au dat asigurări că terenul va arăta impecabil încă de la primul meci. Imaginile cu brazdere de teren sărite în toate părțile la meciul dintre România și Franța au băgat spaima în iubitorii fotbalului din Cluj. Dezastrul de pe Național Arena s-ar putea repeta și la meciul de inaugurare de pe Cluj Arena. Cei care s-au ocupat de instalarea gazonului sunt însă dispuși să bage mâna în foc că acest lucru nu se va întâmpla. Nu, la Cluj nu-i cazul să ne facem probleme. Nu avem situații similare, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere a lucrărilor executate. Ce mi-a garantat este că este alt tip de gazon și că nu se pune problema să arate gazonul așa cum arată cel de la București. Primul meci oficial pe Cluj Arena se va disputa abia în etapa a 10-a. Universitatea Cluj va avea onoarea să joace pe noul stadion în compania formației FC Brașov și rivalii din Gruia sunt nerăbdători să probeze gazonul de pe Cluj Arena. Este pus gazonul de vreo 3 luni la noi pe stadion și mai e încă o lună, aproape o lună până la primul meci. Și eu zic că nu vor fi astfel de probleme. E bine că stadionul e foarte frumos și vreau și eu, înainte să plec, vreau și eu să joc acolo, că stadionul e foarte frumos.